Inspectoratul Școlar Județean a anunțat marți 21 august printr-un comunicat că în ceea ce privește municipiul Giurgiu, câte două clase pregătitoare sunt amenajate la școlile 1, 10, 4 și 5, câte o clasă va fi la școlile 3 și 6, iar trei clase pregătitoare va avea școala numărul 8. Până în prezent au fost înscriși 1466 de copii, din care 268 în municipiul Giurgiu. Inspectoratul Școlar Județean a mai anunțat că 52 de cadre didactice titulare cu specializarea învățământ primar vor preda la clasa pregătitoare. Restul de cadre didactice va fi asigurat de suplinitor cu specialitatea învățământ primar și, numai în cazuri excepționale, pot fi încadrați dascăl care au predat la învățământul preșcolar, dar care au dublă specializare de învățător, respectiv educator. Cele 52 de cadre didactice vor participa în perioada 27-31 august la cursuri de formare în două centre din județ, la grupul școlar Bolintin Vale și la școala academician Marin Voiculescu din Giurgiu. În ceea ce privește mobilierul special pentru aceste clase, din totalul de 54 de unități școlare, 35 au achiziționat deja mobilier, iar celelalte au comandat și așteaptă livrarea.